Astfel toți pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în cursul lunii iulie trebuie să se prezinte la sediul instituției pe strada Hortensiei numărul 1A Baia Mare cu următoarele acte în original. Actele medicale solicitate la revizuirea anterioară, alte acte medicale care să reflecte starea de sănătate de la ultima revizuire, planul de recuperare, copie după actul de identitate, buletin carte de identitate, actualizarea numărului de telefon. De asemenea, solicitanții la încadrarea în grad de invaliditate caz nou se vor prezenta la adresa menționată cu actele medicale care să le susțină solicitarea. Cele de mai sus sunt valabile și pentru solicitanții la ajutor social, legea numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Solicitările pentru prelungiri de concediu medical se vor prezenta între orele 11 și 13. Decizia medicală și planul de recuperare pentru următoarea revizie se vor trimite prin poștă română cu confirmare de primire. Persoanele revizuite sau încadrate într-un grad de invaliditate